la volan prin țara Făgărașului fără permis, dar și fără acte de înmatriculare. Zilele acestea, oamenii legii au identificat mai mulți conducători auto care nu posedau permis, deși se aflau la volan, în trafic sau fără acte asupra vehiculului pe care îl conduceau. Spre exemplu, ieri în jurul orei 10:30, polițiștii au oprit în trafic pentru control un tânăr în vârstă de 25 de ani, din localitatea Sâmbăta de Sus, pe raza localității Recea. Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române, cadrele de poliție au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere. În aceea zi, în jurul orei 12:30, oamenii legii au depistat în trafic o tânără în vârstă de 25 de ani care conducea un moped pe raza localității Recea, fără ca acesta să fie înregistrat. Procedându-se la verificarea documentelor, polițiștii au stabilit faptul că tânăra nu poseda permis de conducere, iar mopedul condus de către aceasta se afla în posesia sa, fără consimțământul proprietarului. Cercetările sunt continuate în cadrul a două dosare penale instrumentate sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluția legală la finalizarea cercetărilor. Și polițiștii din Victoria s-au confruntat cu aceleași infracțiuni luni, în jurul orei 19:30, agenții au fost nevoiți să efectueze semnal regulamentar de oprire pentru un bărbat care conducea un motociclu pe strada Piața Parcului din orașul Victoria. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor agenților de poliție, iar acesta și-a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la urmărirea motociclului cu semnale acustice și luminoase ale autospeciale în funcțiune. La un moment dat, conducătorul auto a oprit, a abandonat vehiculul și a fugit într-o direcție necunoscută, reușind să se sustragă controlului. În urma verificărilor efectuate, cadrele de poliție au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat în vârstă de 28 de ani din orașul Victoria, constatând totodată că bărbatul nu deține permis de conducere.